Încep lucrările la Institutul de Psihiatrie Socola în cadrul proiectului de 2 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii electrice. Lucrările se vor derula în 7 pavilioane ale unității medicale, care a scăpat până acum de evenimente nefericite, deși unele instalații sunt vechi de 100 de ani. Instalațiile electrice ale Institutului de Psihiatrie Socola Iași prezintă un grad de uzură avansat, fapt determinat de perioada îndelungată de funcționare de circa 100 de ani de la darea în exploatare. Majoritatea elementelor componente ale instituțiilor au depășit durata de viață, iar acest lucru impune intrarea acestora în reparații capitală pentru creșterea siguranței pacienților și a personalului medical. Clădirile institutului sunt clădiri vechi, monument istoric și din păcate nu au beneficiat în ultimii ani de investiții în partea de instalații electrice. Instalațiile electrice ce am găsit în istoric, unele dintre ele datează din 1905, din 1930, 1972. În același timp achiziționăm și un generator de rezervă, tot acum suntem în perioada de achiziție, astfel încât să putem oferi pacienților o siguranță în actul medical și, bineînțeles, personalului medical condițiile necesare pentru a-și desfășura activitatea în siguranță. Deși au crescut numărul de solicitări la Institutul de Psihiatrie Socola, conducerea unității medicale a întocmit deja o strategie ca actul medical să se desfășoare normal pe durata lucrărilor. Nu, noi am gândit un plan împreună în comitetul director, împreună cu directorul medical al institutului, am gândit un plan în așa fel încât să nu afectăm foarte mult activitatea medicală. Deci să reușim să mai mutăm pacienții dintr-o parte în alta, nu o să începem probabil în același timp pe toate clădirile. Noi avem pavilioane de bărbați, pavilioane de femei și atunci vom respecta un echilibru, oarecum începem și la bărbați și la femei, dar păstrăm și un număr de paturi, pentru că cererea, solicitările pentru serviciile medicale ale institutului sunt în creștere în ultima perioadă. Probabil că oamenii s-au învățat, au trecut oarecum peste problemele din pandemie și au înțeles că există situații, ne putem trata foarte bine și în ambulatoriu și la domiciliu și la medicul de familie fără discuție, dar există situații în care este nevoie neapărat de internare. Pentru copii, unitatea medicală nu dispune de suficiente, dar a început un proces de modernizare și dotare a actului de compartiment cu 20 de paturi. Conducerea spitalului face demersul să-l transforme într-o secție cu 25 de paturi și crearea unei linii de gardă pentru neuropsihiatrie infantilă.